Salut, dragilor! Am pregătit astăzi pomana porcului, așa cum face bunica și mama mea. Și hai să vă arăt de ce aveți nevoie. Este o rețetă simplă, doar cu câteva ingrediente. Veți avea nevoie de carne. Eu nu am folosit una foarte grasă. Veți mai avea nevoie de vin. Puteți folosi și vin roșu. Sare. Usturoi. Piper. Puțin ulei. Cimbru și boia. Punem o tigaie la foc, vom pune uleiul, vom pune carnea, apoi vom condimenta carnea, voi pune din sare, piper, boia și o voi lăsa să se prăjească un pic. Bineînțeles că o puteți face și cu ceapă, dar deja nu va mai fi acea pomana porcului, o veți da în tochitură sau în alte mâncăruri. Eu rețeta o fac exact cum o face bunica și mama mea, foarte simplă. Ingredientul principal este carnea. Bine, ele o făceau cu untură, dar eu nu pun, voi pune doar uleiul. Și am ales să nu pun carne foarte grasă. Dacă veți pune carne puțin mai grasă, da? Bineînțeles că va ieși și mai gustoasă. Carnea nu mai este roșie, așa că este timpul să adaug vinul. Eu voi folosi vin alb. Voi pune un pic de apă. Voi da focul foarte, foarte mic. Și voi lăsa în jur de o oră, chiar și o oră jumătate la foc. Între timp am pregătit o mămăligă. Cam așa arată mâncărica după o oră și 10 minute. Am adăugat usturoiul, bineînțeles. Cred că puteți pune și pătrunjel, de ce nu, pentru design, pentru gust. Eu nu am avut, așa că am pus doar usturoi. Îmi place foarte mult usturoiul. Așa că am servit alături de o mămăligă și castraveți murați. Mie îmi place foarte mult. Este foarte aromată și foarte gustoasă. Poftă bună!